Vă salut, sunt Dr. Paul Oargă și astăzi vreau să vorbim despre cum poți să ajungi voluntar la SMURD, pentru că e o întrebare pe care am primit-o foarte des de la voi. Ce vreau să înțelegeți din capul locului este că există două tipuri de voluntariat în cadrul SMURD, pentru că există două tipuri de ambulanțe. Una este terapia intensivă mobilă, cum este și cea din spatele meu, e ambulanță de tip C1, și alta este ambulanța cu echipaj de prim ajutor. EPA se numește, este o ambulanță de tip B2, care are în constituție un echipaj diferit față de ambulanța de terapie intensivă mobilă și asta este diferența fundamentală. Cea din spatele meu are tot timpul un medic care este șeful de echipaj care coordonează cazul. Cealaltă, echipajul de prim ajutor este format strict din paramedici pompieri din cadrul ISU Cluj. Și ca să vă răspund și la altă întrebare pe care mi se adresează destul de des, ca să ajungi șofer de ambulanță la SMURD, trebuie să te faci pompier. Și acum să vorbim despre voluntariatul pe ambulanțele de terapie intensivă mobilă. Din păcate, pentru restul lumii, este exclusiv pentru studenții la medicină. Și fiecare județ își reglementează în funcție de ce studenți la medicină există acolo, dar pe ambulanța de terapie intensivă mobilă există, după cum ziceam, un paramedic pompier, un medic șef de echipaj, asistent și paramedici voluntari din partea, aici la Cluj, a UMF Cluj, cum am fost și eu timp de 6 ani. Ca să ajungi paramedic voluntar, trebuie să urmărești pagina de Facebook SMURD Cluj, pentru că cel mai probabil anul următor o să fie noi recrutări, așa că fii pe fază ca să nu ratezi, pentru că pentru mine a fost cea mai tare experiență din toată facultatea. Revenind la echipajele de prim ajutor, există un proiect în derulare, se numește Salvator din Pasiune. Este un proiect marca ISU sau IGSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și condițiile de eligibilitate încep doar cu vârsta de 16 ani până 65 de ani. Mai trebuie să nu ai cazier, să nu fi fost dat niciodată afară dacă ai făcut vreodată voluntariat pentru cei de la ISU și să fii clinic sănătos pentru a face voluntariat. Mai mult o să vorbim imediat cu Ioana. Și suntem aici cu Ioana. Ioana, care este voluntar, îmi spunea înainte, din 2017. Deci de la vârsta de 17 ani, Ioana. Da. Vreau să întreb, să ne zic ea mai multe, de ce înseamnă să fii voluntar în cadrul proiectului Salvator din Pasiune. Ce am aflat înainte este faptul că Ioana a avansat, să zicem așa, este acum voluntar pe ambulanța de terapie intensivă mobilă, pentru că între timp a intrat la facultatea de asistență medicală generală din cadrul UMF Cluj. Fiind student în cadrul UMF Cluj, a putut să dea la voluntar pe partea de timp de ambulanță de terapie intensivă mobilă, cum ziceam noi. Dar cum e să fii salvator din pasiune? Spune-ne un pic cum a început toată treaba asta. Am auzit de programul Salvator din Pasiune, m-am înscris și de atunci pot să zic că viața mea a luat o întorsătură incredibil de frumoasă. Mereu am simțit că vreau să ajut și chiar și cu un zâmbet se spune câteodată că poate salva vieți. Da, păi asta a fost și mai mult o inspirație din partea familiei mele, dar recunosc că tot timpul am fost o fire empatică. Dar aveai 17 ani. Da, deci, dar la 17 ani, eu de exemplu la 17 ani nu mă gândeam. Știam că vreau să fac medicină, dar aveam alte priorități. Îmi plăcea să merg să joc basket. Și zi-ne un pic parcursul pe care l-ai avut. Etapele de... Da, o trebuie să-ți depui un dosar, da, am înțeles. Da, se depune un dosar. Da. Chestii, care... se dă examen. Da, se dă examen. Asta îi interesează pe oameni. Da, da. Dau examen, vin, dau examen. Se dă examen, da. Se face inițial un curs introductiv. Așa. După aceea se face cursul de prim ajutor propriu zis, care durează, nu știu, cam două weekenduri. Ok. Deci două weekenduri off, da. Le tai de pe listă. Le tai. Să faci cursul. Fără chefuri. Așa, fără chefuri. Așa și după aceea dai examenul din și curs, din ceea ce ai învățat. Examenul este scris? O să fie scris și practic. Deci tu cumva te înscrii și apoi ai o parte teoretică și o parte practică pe care o faci în cele două weekenduri în care ziceai. Da. Și apoi dai și un în examen, al treilea, ca să te și pe al treilea. Deci stai și al treilea, da. Scris plus practic. Da. Bun. Și apoi intri, ești în proiect, ești voluntar, trebuie să spui gărzi. Nu chiar. Nu chiar. Mai este până acolo. Mai este până acolo. Ce? Da, urmează etapa de învățare ambulanței, în care ți se prezintă ambulanța, dar apoi există două variante. Ori la intrarea în gărzi îți dai un examen cu comandantul de echipaj, te evaluează și tu... Și el decide dacă... Da, dacă ești apt să continui garda, okay, sau să mergi acasă să mai înveți. Să mai studiezi sau așa. Deloc. Așa. Sau dai un test, deci din deloc, ambulanță. Deci în momentul ăla el poate să-ți interzică. Da, ăla e momentul decisiv, da? Să zic așa, da.
Deci cumva ăla e cel mai mare examen. Când vii da. Prima gardă și zice comandantul dacă... Dacă da sau nu. Dacă da sau nu. Și dacă zice nu, nu mai ai voie să vii? Depinde cât de grav ești, să zic okay. așa. Am înțeles. Și cum după aceea, cum, câte gărzi faci? Sau trebuie să faci noapte, trebuie să faci... Poți am înțeles spui... că dacă ai 16, sub 18 ani, ai voie să faci tură de noapte, da. Și nu ai voie să faci 24 de ore. Da. Dacă ai peste, ai voie să faci lucrurile da. Astea. Și ai un număr de gărzi la care ești obligat, pe care ești obligat să le faci? Nu ai voie să absentezi mai mult de 3 luni sau ți se desfințează contractul. Okay. Asta depinde de fiecare și dorința fiecăruia cât mm-hmm. dorește să se implice și avem și de la studenți până la oameni care lucrează, adică păi ne da, mulăm după... Foarte mare, între 16 și 65 da. De ani ai voie. Da. Da, ne mulăm după programul fiecăruia, la ședință se iau în ordine paramedicii și se aleg gărzile, se pun gărzile mm-hmm. pe zi, pe noapte sau 24. De obicei, voluntarii se înțeleg între ei, e în regulă. Bun. Și unii oameni se întreabă dacă fac bani prin chestia asta. Faci ceva bani prin faptul că ești voluntar? Nu. Asta este un tipar că trebuie să primești înapoi pentru ceea ce oferi. Noi aici, în programul Salvator din Pasiune, oferim fără să așteptăm ceva înapoi. Toată satisfacția constă în... ceea ce e aici în suflet și bine, nu material. Bine, dar oricum, e o grămadă de experiență pe care o acumulezi, bine, vezi normal, o grămadă de cazuri lucruri. Cazuri medicale, plus chiar dacă oamenii e voluntariat până la urmă, de asta se numește voluntariat, pentru că nu ești plătit. Dar sunt o grămadă de lucruri, cel puțin și pentru mine. Și am fost 6 ani voluntar aici pe ambulanța de terapie intensivă și am rămas cu o grămadă de chestii. Adică m-au format pe mine ca și om și ca și viitor medic, știi? Deci, da, plus oamenii cu care interacționezi te formează incredibil de mult. Exact. Bine, Ioana, îți mulțumesc foarte mult. Cei care se uită la noi în momentul de față o să-ți mulțumească și eu foarte mult pentru că le-ai dat niște informații pe care foarte greu le iei, pentru că și eu mă uitam, m-am interesat un pic, dar nu știam o grămadă de lucruri pe care mi le-ai zis tu astăzi, așa că mersi frumos. Cu drag. Cam așa stă treaba cu voluntariatul, în ceea ce privește voluntariatul pe partea de SMURT. Din punctul meu de vedere, indiferent că faci voluntar din pasiune, proiectul de la ISU sau cealaltă parte, dacă ești student la medicină sau la universitate de medicină, oricare mi se pare foarte util pentru că poți învăța o grămadă de lucruri și poți să acumulezi o grămadă de experiențe și decizii despre ce vrei tu să faci mai târziu. Eu sunt Paul Oargă, vă salut!